Mulțumesc, doamnă președinte. Declarația mea politică de astăzi, putem aprecia în sfârșit normalitatea politică. Doamnelor și domnilor deputați, Partidul Social Democrat a constatat după consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu președintele României că separarea puterilor în statul român a trecut cu adevărat de la stadiul de dorință la cel de certitudine. Lucrurile se îndreaptă din acest punct de vedere, chiar s-au îmbunătățit considerabil, iar realitatea prezentă trebuie salutată fără părtinire politică. Respectul și buna colaborare dintre cele trei puteri ale statului, executivă, legislativă și judecătorească, este benefică pentru dezvoltarea democrației românești și pentru progresul țării și a oamenilor săi. Românii s-au săturat până peste cap de cei 10 ani de discordie și ură națională, promovată la rang de lege de fostul președinte. Din cauza apucăturilor sale păguboase și a acțiunilor de învrăjbire, societatea românească a ajuns într-un avansat grad de degradare sub toate aspectele, politic, social, cultural și nu în ultimul rând uman. Au ajuns să urască reciproc nu numai diferite categorii profesionale, dar și oamenii între ei, aparent fără vreo justificare plauzibilă. De aceea, normalitatea din aceste zile are un accentuat grad de aparent de anormalitate, deci trebuie tratată cu respect și încredere. Toată clasa politică este de acord că avem nevoie de o justiție puternică și independentă. Evenimentele din ultimile luni au dovedit acest lucru. Pentru ca tot acest palier instituțional să fie însă și funcțional și să lucreze în interesul public al cetățeanului, este însă nevoie ca toate cele trei puteri constituționale, respectiv justiția, legislativul și executivul, să funcționeze în parametri optimi, inclusiv raporturile lor reciproce. Cred că și noul președinte a înțeles că este singura cale spre progres, iar raporturile între cele trei puteri ale statului trebuie să fie amiabile, nu purtate prin corespondențe sterile, ambiguități și coabitări false, nepuse niciodată în aplicare și niciodată mediate corespunzător. Relațiile dintre cele trei puteri ale statului sunt stabilite prin legi clare, iar menirea clasei politice și a reprezentanților oamenilor în legislativ este cea de a îmbunătăți aceste legi. De asemenea, sunt convinsă că PSD și reprezentanții săi din Guvern, Parlament și celelalte autorități centrale și locale respectă procedura de colaborare constituțională între instituțiile statului și o vor respecta și în continuare, indiferent de consecințe. Pe de altă parte, trebuie să le spunem oamenilor că dezbaterile parlamentare referitoare la adoptarea noului pachet legislativ al legilor electorale sunt în grafic, iar în cel mai scurt timp, legea alegerilor locale va fi adoptată de Parlament și trimisă spre promulgare. Modificările acesteia prevăd alegerea primarului din primul tur de scrutin, precum și desemnarea președinților consiliilor județene din rândul noilor consilieri județeni aleși de cetățeni. De asemenea, vom aduce corecțiile necesare legii finanțării partidelor politice, în așa fel încât să putem vorbi despre un act normativ inatacabil, cu prevederi clare privind asigurarea transparenței, a responsabilității și a echilibrării competitorilor politici din punct de vedere al suportării costurilor campaniilor electorale. Se discută ca absolut toate finanțările dinaintea viitoarelor alegeri să fie făcute exclusiv fiscalizat prin instrumente bancare pentru a nu mai exista niciun fel de bănuieli legate de desfășurarea financiară a scrutinelor. Nu în ultimul rând va fi reglementată și prezența românilor din afara țării la urne pentru a fi evitate episoadele înregistrate la alegerile prezidențiale din toamna trecută. Deputat PSD Tulcea, Nevisăr Zaharcu. Vă mulțumesc!